N-am întâlnit țara pe lumea asta care să fie schimbat decât prin politică. În bine. Acum, deci 3 ani jumate, la câteva săptămâni după întoarcerea în țară, am pus bazele unui partid, unei platforme politice noi, Pact pentru România, și am luat de la zero un proiect politic care a integrat niște oameni, niște prieteni, pe care i-am adunat pe parcursul a 10 ani de zile, mai întâi prin Liga Studenților Români din Străinătate, fondată în 2009, cu o organizație de 15.000 de membri, aproximativ în 50 de țări. Se spune că e cea mai mare organizație românească azi în diaspora. Mă rog, noi, așa, o notă romantică, ne-am luat tot timpul drept model generația pașortistă și am spus că dacă în 1948 un grup de tineri, nu au fost mulți, câteva zeci, poate 100, s-au întors acasă și au pus bazele României moderne, pentru că asta s-a întâmplat, războiul de independență, mă rog, de fapt, mai întâi Mica Unire, apoi Marea Unire, sunt pe bazele puse de pașortiști într-o formă sau altă. Și inclusiv Partidul Național Liberal are gene din perioada pașortistă și fondat de oameni, și Cogălnicianu, de exemplu, care au studiat în străinătate. Bun, dincolo de romantism, am pus bazele acestui proiect nou. În câteva luni am candidat la alegerile locale și Valentin o să vă spună ce înseamnă o campanie care încerc să schimb România profundă, puțin diferită, puțin mai mult diferită de Bistrița și de comunitatea pe care aveți aici. Asta e. Avem românii diferite, în aceeași mare România. Și la parlamentare am candidat la Neamț, de unde sunt, acasă, ca independent, pentru că partidele au un prag foarte înalt de semnături în România, undeva la 200.000, și nu ne-am aruncat, am spus, mergem local. M-am întors acasă după 20 de ani, am vorbit cu 50.000 de oameni din Neamț, spuneam și domnului Turc că Neamțul e pe primul loc din țară la oameni plecați, dar cred că suntem acolo. Și noi și Bistrița Năsărul. Și la final am luat cel mai bun scor din țară pentru independent. Încerc să nu mă laud, doamna. Nu, trebuie să intervin dacă nu. Care poate sunt cunoscute, poate nu. Dar ajută să, încerc să anticipez anumite întrebări. De ce gărăpim acest timp? Și de ce credem că și de aici se poate naște o nouă România, pe care noi o visăm și pe care ne dorim foarte mult. De 7.000 de voturi, 4%, dar aceste voturi, din cauza, iarăși, legislației, s-au redistribuit. Din păcate, un mandat s-a dus la PSD și, ulterior, prin a treia sau a patra redistribuire, a ajuns un mandat și la USR. Am crescut acest proiect în toți acești ani, până într-un punct în care cred că România a ajuns azi într-un stadiu în care n-a mai fost niciodată în istoria recentă. Și nu pot decât să vă spun că odată la 3 minute mă mult mai. Asta e cel mai bun semn că ceva nu e regulă aici. Că nu mai este speranță, că nu mai există, sau oamenii nu mai cred în oportunități, nu mai cred în ei înșiși, nu mai cred în migrații, nu mai există încredere,